dimensiunea, realitatea politică. Astăzi, evident, în apropierea sfârșirii campaniei electorale, vom discuta astăzi despre promisiunea ieșirii din criză, bineînțeles promisiunea de la Pro-România, și o să înțelegeți de ce, pentru că în această seară am venit invitați special din partea partidului Pro-România, și anume domnul Adrian Țuțeanu, care este vicepreședintele Partidului Pro-România și candidat în partea acestui partid la Camera Deputaților în circunscripția electorală de Dâmbovița. În momentul de față, dânsul este senator în Parlamentul României. Bună seara, domnule senator, și mulțumesc pentru faptul că sunteți prezentul la Capital TV. Și domnul Emil Steiu, care este coordonator Pro-România în județul Hunedoara, deci filiala Hunedoara, și candidat din partea acestui partid la Camera Deputaților în județul Hunedoara, în județul Hunedoara, deci circunscripția electorală Hunedoara. Ce este foarte important, în ultima perioadă au fost carantinate anumite orașe, anumite comune, și este clar că în aceste localități campania electorală și așa suferind ea din punct de vedere a modalității de exercitare de către unele partide a informării cetățenilor cu privire la programul politic, cu privire la proiectele pe care le-ar propune viitorul Parlament, ar determina să tragem concluzia că în acest moment am avut parte de o campanie electorală total atipic. Dar Parlamentul, fiind instituția fundamentală a statului român, fiind organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, presupune ca în cadrul acesteia să facă parte persoane de cea mai înaltă competență și probitate profesională, și anume să avem în vedere ca rolul Parlamentului în folosul statului român și a cetățenilor săi să se exercite la cotele cele mai înalte de profesionalism, competență și, de ce nu, în limitele mandatului pe care sau cu care cetățenii au investit pe aceștia în exercitarea acestor funcții și demnități. Așa cum spune Constituția în articolul 2, suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Două instituții sunt fundamentale în contextul dispozitivului articolului 2, Parlamentul României și Instituția Președintelui României. E adevărat că în ultima perioadă, am spus-o de fiecare dată, nu pot spune eu, în realitate, în topul neîncredere în instituțiile statului, din păcate, Parlamentul ocupă primul loc. De ce? Pentru că acesta și-a pierdut foarte mult din rolul și funcțiile sale, în special controversele care au avut loc în exercitarea funcției legislative, aici mă refer la adoptarea unor acte normative și poduri de mare importanță pentru România, transpunerea în practică a unor mecanisme internaționale, și aici mă refer la raportul MCV, mă refer la recomandările Comisiei de la Geneva, la Greco și alte situații în care, din păcate, se situează Parlamentul pe primul loc în ceea ce aceștia stabilesc de încălcare a principiilor statului de drept. Deși, dacă privim lucrurile din punct de vedere juridic, în Parlamentul României nu există privilegii, unitatea parlamentară, practic, fiind fiind o normă derogatoare de la dreptul comun, în virtutea căreia parlamentarii se bucură de o anumită protecție în ceea ce privesc unele abuzuri pe care le-ar efectua unele organe ale statului, inclusiv justiția sau poate chiar unii cetățeni ai României.
De aceea, haideți să intrăm în miezul problemei, pentru că în această perioadă, toate partidele politice, probabil fără nicio excepție, sau candidați independenți, vin cu promisiuni electorale, de care, de regulă, cetățenii români nu le privesc cu încredere, în contextul în care deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere de către electorat, decât sancțiunea de alegeri la următorul ciclu electoral, pentru promisiunile pe care le face acesta în timpul campaniei electorale. Încep cu domnul Adrian Suțuianu, o vastă experiență, fost ministru al Apărării Naționale, senator în Parlamentul României, fost președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Probabil că dumneavoastră știți mai bine că electoratul, în momentul de față, pe lângă această pandemie, care, în mod evident, va determina o lipsă la vot, deși nu ne dorim acest lucru, totuși, cu ce principii, cu ce paliere porniți această competiție electorală, pentru că ne apropiem de sfârșitul campaniei electorale, iar în data de 6 decembrie urmează votul cetățenilor pentru un parlament care, știți foarte bine, urmează 4 ani de mare importanță, de importanță capitală pentru România, ani în care, totuși, va fi o pauză electorală în care o să discutăm, dacă timpul ne va permite, probabil că prioritatea esențială a legislativului și nu numai va fi modificarea Constituției. Dar care este opinia dumneavoastră? Da. Întâi de toate, bună seara, mulțumesc pentru invitație. O seară bună tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Vreau să le urez în primul rând la mulți ani celor care și-au serbat astăzi sau încă își mai serbează ziua onomastică. Este ziua de Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, apostolul care a creștinat Dobrogea și de acolo mai departe teritoriul românesc. În al doilea rând să le spun tuturor românilor, pentru că mâine este ziua națională la mulți ani, și aș vrea să subliniez înainte de a intra pe întrebările dumneavoastră două evenimente care s-au întâmplat astăzi și care au legătură strânsă cu activitatea mea de ministru al Apărării Naționale. Astăzi a fost resfințită crucea de pe Caraiman, realizată în anii 26, 27, 28, în memoria ostașilor români căzuți în primul război mondial. Este un proiect derulat prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. La momentul când s-a semnat contractul pentru accesarea fondurilor europene, eram ministru Apărării Naționale, am o mică contribuție la realizarea acestui proiect de suflet pentru majoritatea românilor. Și tot astăzi a fost o conferință de presă, am văzut pe domnul Orban prezent acolo și ministrul Apărării Naționale, domnul Ciucă, la Institutul Cantacuzino. S-a anunțat că după 3 ani și jumătate de la preluarea Institutului de către Armata Română se produc primele medicamente necesare în această perioadă pentru foarte mulți români. De asemenea, în luna august 2017 eram ministru Apărării Naționale și am fost cel care mi-am asumat preluarea acestui institut la Ministerul Apărării Naționale. Sunt două momente care arată că oamenii politici fac și lucruri bune pentru țară. Acum, întorcându-ne la actualitate. Noastră, la actualitate, suntem în ultima săptămână de campanie electorală, o campanie electorală atipică, în care partidele politice au avut, toate au avut dificultăți și mari în a interacționa cu oamenii, pentru că oamenii sunt temători, toți se gândesc la sănătatea proprie, pe de altă parte și alegerile parlamentare vin la scurt timp după alegerile locale și există o saturație de politică la întreg poporul român. Și în al treilea rând, sigur că de 2 zile și vremea creează probleme suplimentare. Nu a început să ningă, a început să plouă. Astea erau lucruri, ca să spun, oarecum în logica obișnuită a lucrurilor. Din păcate, prea
prea în decembrie au fost împinse alegerile parlamentare, dar suntem și în situația în care fiecare județ au fost cu un număr de localități carantinate. La mine, Dâmbovița, din fericire, mai puține, n-am avut decât 3 localități carantinate. În una dintre ele n-am putut să facem niciun fel de campanie electorală. S-a ieșit astăzi din carantină. O să vedem ce putem face în 3 zile. Doarle 2 zile. Sigur că a funcționat, să spunem, media, televiziunii, internet, dar este insuficient contactul direct cu oamenii, mai ales în mediul rural este important. Dacă privim ansamblul țării, am avut orașe mari carantinate, Constanța, Alba Iulia. Așa este. Da? Încă 2-3 zone, nu mai știu care. Da, Sibiu, Zinădie. Deci au fost zone importante în care oamenii politici nu au avut posibilitatea să interacționeze cu oamenii și lucrul ăsta se va vedea, în primul rând, cred eu, într-o prezență mai mică decât ne-am obișnuit. Totdeauna e mai mică la parlamentare decât la locale. Dar sondajele de opinie ne arată că undeva 35 spun unii, 37 spun alții, orice caz, sub 40%, ceea ce pune o problemă prezența majoră de legitimitate exact a viitorului Parlament. Așa este. A doua chestiune. Parlamentul este într-o criză de încredere, nu doar în România, în general, parlamentele sunt într-o criză de încredere în toată lumea. În România, foarte jos, pentru că, pe de o parte, a existat un atac permanent exact Parlamentului ca instituție fundamentală. Au fost câteva aspecte negative care imediat... exact. Unora. Aleși. Dar a existat ideea aceasta că Parlamentul este prea mare, că sunt prea mulți, că cheltuie prea mult și așa mai departe, ceea ce este fals. Așa este. Parlamentul este, dacă ne ducem la întreprindere, înseamnă 300 de oameni. Asta e normal, e democratic, este sustenabil pentru orice democrație care are pretenții să fie modernă. Ce este, după părerea mea, foarte grav în ultimul an, este faptul că Parlamentul a intrat total în umbră. Din luna martie noi n-am mai lucrat în plen de fătara rău. Noi la ProRomânia am cerut cu data de 1 mai să revenim la lucrări în plen, să arătăm că există organul legiuitor la treabă, este alături de oameni și așa mai departe. Din păcate, partidele politice mari au preferat acest joc de a ne ascunde în spatele tabletelor și a mima, dacă vreți, procesul legislativ. Cum vedeți Partidul Social Democrat, în ce scuze, că după aia pierde ideea, în contextul în care și-a pierdut oameni de mare valoare, printre care pe dumneavoastră, pe domnul Neacșu, pe Victor Ponta și a pierdut în momentul actual pe Șerban Nicolae, pe Cătălin Rădulescu, pe Liviu Pleșoianu, pe, cum îl cheamă de la Bușteni, domnul senator Savin. Și probabil multe a introdus în liste electorale, eu știu, persoane mai puțin cunoscute, care nu au legătură cu ceea ce înseamnă viața politică, au introdus medici și eu v-aș da un singur exemplu. Și domnul Leon Dănăilă a făcut parte din Partidul Național Liberal ca senator în Parlamentul României, dar ca activitate parlamentară nu prea am auzit de dânsul. Nu că n-ar fi fost nevoie de astfel de oameni, pentru că există Comisia pentru Sănătate. Dar totuși, un parlamentar activ, cum dumneavoastră știți foarte bine că ar trebui să fie majoritatea parlamentarilor, a dus la împrejurarea că în acest moment această neîncredere se datorează și ineficienței, cum a spus și dumneavoastră, unor parlamentari, în sensul că nu participă la loc de cuvânt, nu inițiază proiecte de lege sau propuneri legislative, nu introduc amendamente, nu adresează întrebări, interpelări și așa mai departe. Probabil că unii dintre ei bifează foarte mult în activitatea politică externă, prezența la reuniuni internaționale, la grupuri interparlamentare, când trebuie să încheie un raport și atât. Da, da, dumneavoastră știți foarte bine, ceea ce, sincer, fără niciun fel de încercare de a vă ridica mai mult decât sunteți dumneavoastră pe un anumit auspiciu, însă chiar ați desfășurat o activitate parlamentară. Eu la o altă emisiune, nu e cazul acum, v-am scos în evidență toate inițiativele legislative care le-ați avut, luările de cuvânt,
moțiunile pe care le-ați introdus, și aici mă refer la moțiuni simple, evident, și loc de cuvânt în plen, ceea ce, din punctul meu de vedere și numai, a fost o activitate parlamentară remarcabilă, ceea ce... Eu pot să fac comparație cu perioada 2008-2012, vă rog. Pentru că atunci am fost senator, 2016-2020, am avut o întrerupere de 4 ani și jumătate, pentru că am fost președintele Consiliului Județean, da. Calitatea parlamentarilor a scăzut față de 2012. Este și rezultatul modului în care partidele politice își fac selecția, dar și rezultatul faptului că foarte mulți oameni buni nu vor să vină în politică, pentru că s-a creat sentimentul că politica e inutară, că politica... Ți-i pune să faci compromisul, da, și așa mai departe. Da, ei, ceea ce dumneavoastră n-ați făcut. Când ați fost pus să faceți, n-ați făcut compromisul, știți foarte bine. Făcut, tocmai. M-a și costat, dacă vreți, și lucrul ăsta, din păcate, e puțin apreciat de alegătorii români. Rămâne de văzut. Foarte mulți, rămâne de văzut acum. Păi, eu vă spun ce țin. Foarte mulți, de exemplu, condamnă traseismul politic, dar în momentul când a fost... vorba la vot, primari care cu o lună înainte au plecat de la PSD, de la PNL, au luat tot același număr de voturi, ceea ce arată că... Să vota partidul și nu persoană. Să votează foarte mult partide și mai puțin persoană. Iar anumite gesturi, chiar dacă sunt aplaudate, nu înseamnă că ele se transformă și în... vot, sigur, așa este. Acum, ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, am văzut cu toții, am trăit cu toții, PSD-ul nu mai este la momentul acesta principala forță politică din... România, cu toate eforturile pe care le face. Cred că aceste primeniri de forțe pe undeva sunt necesare, sunt utile. Pe de altă parte, cred că oameni cu experiență parlamentară serioasă și care erau repere pentru alegătorii Partidului Social Democrat, cum e Șervan Nicolae, unele nume pe care mi le-a spus, da, nu le includ în categoria. Da, bine, el a avut trei mandate de senator, da, vă dați seama, totuși, consilier prezidențial, a fost ministru pentru relația cu Parlamentul. Deci, rămâne acum să vedem, pentru că Pro-România este la momentul ăsta partidul considerat cel mai... dușman, să spun așa, de Partidul Social Democrat, într-un fel pe care eu nu-l înțeleg. Se confirmă ce spunea un parlamentar australian, că există, nu există atâta dușmănie între partide cât există în interiorul partidelor. Faptul că ne consideră cei din PSD pe noi principalul adversar politic este rezultatul situației concrete existente astăzi pe piața politică. Pro-România a luat o parte importantă din electoratul de centru-stânga, deci consolidează poziția pe centru-stânga. Sigur că înseamnă niște costuri pentru Partidul Social Democrat, dar cred că strategic este o greșeală majoră. Cred că era normal ca PSD-ul să se bată pe criterii, da, de natură. Nu normal pe doamna Ecaterina Andronescu să nu incluzi, adică totuși, da, care e practic se definește cu, da, acest partid vector de o poziție, da. Bun, care au rămas așa în afară. Eu sper totuși ca să avem un parlament echilibrat. Sondajele de opinie, sigur că ele mai și manipulează, sunt și aruncate de unii și pe alții pe piață. Am făcut și noi un sondaj de opinie. Pro-România se situează astăzi pe sondajul pe care îl avem peste 9%, 9,7%. Am văzut și un sondaj al Partidului Național Liberal care ne dă pe la 8%. Tot cel bine este că suntem trece peste 5%. Sunt, da, și unii care spun că nu intrăm în Parlament. Este o minciună care nu are niciun fel de suport în realitate. Unirea aceasta pro-România cu ALDE, da, ne-a dat mai multă forță și sper să avem posibilitatea să echilibrăm dezbaterea din Parlament. Deși probabil o să ne confruntăm cu o coaliție de dreapta, PNL, USR plus PMP. PMP depinde și UDMR-ul. Da, UDMR-ul eu aș exclude tot. Nu că aș exclude, aș exclude total de la discuții, da, nu de la asta. UDMR-ul se va așeza, da, ca întotdeauna, exact, lângă cei care dețin deci puterea, așa pe sprijin parlamentar. După cum minoritățile naționale știți foarte bine că au 17 reprezentanți. Exact. Totdeauna merg acolo unde este
puterea. În această săptămână nu cred că să se producă schimbări. Vreo minune, n-ai cum, da. Și vreo minune. Eu sper să avem peste 40 de parlamentari și să fim o forță politică extrem de activă și de vioaie. Cum ne vom poziționa față de putere? În principiu, nu avem ce căuta în această alianță de dreapta. Da. Am spus că vom da votul nostru de investitură unui guvern care susține cele 5 măsuri pe care noi le considerăm obligatorii pentru anul 2021. Este vorba de venitul minim de criză, da, care este foarte bine primit. Sondajul nostru ne arată că peste 75% din alegători consideră că este nevoie de un venit minim de criză în condițiile în care nu se majorează pensiile, nu se majorează alocațiile pentru copii și vom avea probabil disponibilizări în sectorul bugetar, dar și în sectorul privat. Vom avea creșteri de taxe și impozite. În al doilea rând, ne dorim un sprijin consistent pentru întreprinderile mici și mijlocii. Peste 60% din aceste întreprinderi mici și mijlocii sunt în risc de faliment. Unele din sectorul HORECA, ca transporturi, știu, turism, sunt deja în faliment. E un faliment nedeclarat, pentru că și aici a fost modificată legea insolvenței și poți să stai așa într-o stare de letargie economică și să nu te duci la instanța de faliment. În al treilea rând, ne dorim redeschiderea școlilor. România este printre puținele țări, mai este doar Estonia, din câte știu eu, care are școlile închise. Peste tot s-a luat măsura redeschiderii școlii. Este în interesul educației copiilor, cu consecințe inclusiv de natură economică pe termen lung. Nu doar o chestiune, știu eu, de pregătire culturală, exact, generală, ci cu efecte, pentru că aceste goluri în educație nu vor putea probabil fi acoperite niciodată, mai ales că nu există un plan de remediere a situației după pandemie. În al patrulea rând, ne dorim să punem în aplicare un program de testare masivă a populației. Peste 65% din populație consideră că trebuie făcută această testare în masă. Mai sunt încă 20% care spun, doamne, trebuie făcută testarea, dar totuși nu în masă, că ne costă mult. Dar imediat ce există semnale că cineva ar putea fi bolnav, trebuie testat și, dacă este cazul, luate măsurile de izolare respective. Și ultima chestiune care ne este specifică, susținută evident de cei care au lucrat în aceste domenii de apărare securitate, națională, securitate, da, și ordine publică, privește redarea demnității hainei militare, nu doar în sensul că nu știu ce pensii majorate vrem să dăm noi, ci mai degrabă să punem în aplicare o lege din 2015, da, 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 200... data de guvernul Ponta, prin care să reglăm situația pensiilor din sectorul militar. Sunt general ieșiți acum 10 ani la pensie, care au pensia mai mică decât o are astăzi, da, un plutonier, da, major, ieșit la pensie anul trecut în 2000, sau anul acesta în 2020. Dar și alte lucruri care sunt anexe carierei militare. Deci, noi am spus că vom da investitura unui guvern care susține aceste măsuri. Rămâne să vedem ce spun cetățenii la urne pe data de 6. Știți foarte bine că, potrivit Constituției, președintele organizează consultări, după consultări desemnează prim-ministru. Domnul Iohannis ne-a anunțat că este tot domnul Orban. Rămâne să vedem dacă și alegătorii vor fi de aceeași părere. În orice caz, are atributul de a desemna un prim-ministru și, sigur, apoi vor fi negocieri pentru realizarea unei majorități parlamentare. Este evident că niciun partid politic nu va putea să aibă mai sus de 27-28, maxim 30%. Și de aici, ceea ce înseamnă că trebuie să fac alianță. Rezultă un guvern, da, în alianță. Da, nu cred că se va putea cu un guvern minoritar. Nu, nu cu, am zis un parlament minoritar, nu, adică nu, da, poți să ai majoritatea, adică prin alianță. Deși se discută, da, și opțiunea asta, da, că surții cu o susținere tacită, un guvern minoritar PNL cu o susținere tacită a Partidului la... Social-Democrat. Da, și asta e posibil. Este domnul Ăstei, o variantă de lucru pe care nu prindă presa. Nu? Da. Domnul Ăstei, care e situația la Hunedoara? Deci, până asta acum, a spus și primar la... La Simerea, Simerea și la Băcia. Și la vreo Băcia. 20 de ani am fost primar. Acum, cu un pic cu referire și la ceea ce a spus domnul senator Tățuianu,
Cred că, după cum observați și dumneavoastră și observați și alții, cei care suntem în pro-România, oarecum provenim din rândul celor, nu neapărat numai din PSD, dar și din alte partide, din rândul celor care în anumite momente, în PSD sau în PNL sau pe unde au mai fost actualii membri pro-România, încercau să impună sau să scoată în evidență lucrurile pe care populația în mare majoritatea ei și le dorea. Vedeți dumneavoastră și aceste promisiuni, să spunem așa, care vin înspre populație, țin de o susținere majoră populară. Până la urmă, ăsta este rolul și a politicului, până la urmă să facă ceea ce își dorește populația, ce necesită să se întâmple la nivelul mai consistent în rândul nu numai alegătorilor și al celor care până la urmă n-au drept de vot sau sunt copii, că avem referire la școală. Acum, despre ceea ce promite pro-România la nivel național, cred că sunt lucruri absolut plauzibile și care pot fi transformate în fapt. Adică normale, nu e ceva ieșit din nu ieșit cred că de netranspus în practică. Nu mi se pare ceva din fantasmagonic. Chiar dacă beneficiază de o susținere populară sau majoră, iese din sfera populismului. Până la urmă este necesar să o asigurăm într-o perioadă care mie mi se pare dificilă și eu m-am străduit și în toată această campanie electorală să discut despre lucruri care trebuie făcute după ce se termină perioada asta dificilă de pandemie. În 5-6 luni se presupune că vom încheia, dar dacă nu suntem atenți, ar fi bine atâtea, eu sunt optimist și cred că undeva lucrurile se vor și întâmpla dacă suntem optimiști și gândim pozitiv. Este foarte important și parlamentarii și cei care acced la guvernare din 6, din 20 decembrie, mă rog, de când se va investi guvernul, sau de la 1 ianuarie, să ia în considerare până la urmă și problemele pe care le va avea România de anul viitor și oportunitățile care apar. Acum, fiind un pic depresurizați de condițiile europene, iată că am putea să luăm niște decizii la nivel guvernamental, așa cum s-a propus cu acest venit minim de criză. Un an de zile în care populația este liniștită din punct de vedere al supraviețuirii, că nu putem spune că cu 2000 de lei... Înțeles că v-ați gândit la o limită de 2000 de lei să pentru fie o persoană pentru singură persoană și fizic, unde sunt da. Două persoane, 3500 da. Sau 4500 de la 3 persoane în sus. Asta asigură un minim, cum să zic așa, de liniștire a populației sau de... Hai să spunem, chiar de supraviețuire exact. Condiții din, în condițiile în care nimeni nu mai știe care va fi situația lui la servici sau în activitatea economică pe care o desfășoară. Asta este, cum să zic, din punctul meu de vedere, este o măsură obligatorie. Nu, și de aceea s-a și luat decizia asta că vom susține orice guvern ne ia în considerare aceste 5 măsuri care le considerăm noi strict necesare pentru o minimă revenire a României după perioada asta. Că suntem conștienți cu toții că am fost într-un an în care ne-a bulversat major și populația, și activitatea economică și până la urmă gândirea strategică. Cel puțin acolo cum a fost situația și cum este din punct de vedere pandemic? Nu pot să spun că s-au întâmplat lucruri ieșite din comun. Într-adevăr, s-au și luat măsuri și la nivel local și la nivel județean. S-a încercat să mențină un pic de echilibru în măsurile care s-au luat încă de la început o perioadă pandemice. Exceptând puțin Spitalul Județean de la Deva, care e în dificultate de dinainte de pandemie și nici acum nu și-a revenit complet, dar nu s-au întâmplat lucruri ieșite din contextul în care ne aflăm ca și țară. Dar
Eu zic că preocuparea principală a noastră și până la urmă și a alegătorilor când merg la vot pe 6 decembrie trebuie să fie la ce se va întâmpla în următorii 4 ani de activitate parlamentară. Că acum pot să vină tot felul de vrăjitori din ăștia politici, să spunem așa, care spun verși uscate și promin mare acusarea, care n-au nimic în spatele lor. Cred că ați observat, ați spus de domnul Țuțuianu că este o persoană, a fost un parlamentar activ. Da, și până la urmă se găsește și justificarea. A fost angrenat pe lângă în perioada parlamentară, dar și în activitatea aia de la administrarea județului. 4 ani de zile cu Consiliul Județean. Consiliul Județean, da. De acolo provin multe informații și multe necesități ale populației. Nu vine cu argumente din astea strict teoretice. Bun, mai adăugăm și partea de activitate universitară, aia este, să zicem așa, ca și supliment. Deci până la urmă cine absolut legitimă, cine accede, pentru că funcția de deputat sau senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice sau private, cu excepția celei de membru al guvernului. Dar altceva vreau să spun, în momentul actual există în mentalitatea cetățenilor români cu drept de vot această neîncredere în promisiunile care se fac în timpul campaniilor electorale. Deja cred eu că din ce în ce mai puțin politicieni încearcă să promită ceea ce sunt convinși că nu pot face, deși ei n-au niciun fel de răspundere dacă nu realizează ceea ce promit alegătorilor, pentru că mandatul este reprezentativ, domnul Țuțuianu cunoaște foarte bine acest aspect, și deputații și senatori în timpul exercitării mandatului sunt un serviciu poporului, dar ce vreau să spun, că așa cum dumneavoastră candidați în circunscripția electorală Hunedoara, domnul Țuțuianu în circunscripția electorală Dâmbovița, în momentul în care începeți mandatul de parlamentar, odată cu validarea și depunerea jurământului, reprezentați interesele întregului electorat. Practic, sunteți reprezentații întregului popor, nu numai circunscripții electorale. E adevărat că la întâlnirile din teritoriu, cu alegătorii, trebuie să o luați în calcul și ceea ce ei revendică sau aduc în fața dumneavoastră anumite probleme legate de ceea ce consideră ei necesar de rezolvat de către un parlamentar în limitele posibilităților mandatului cu care a fost încredințat să rezolve anumite probleme. Eu știu, mă refer la proiecte de lege, de a interpela, de a pune anumite întrebări, Comisia pentru Rezolvarea Petițiilor Cetățenilor, știți foarte bine că există, și așa mai departe. Aici zic eu că cetățenii români cu drept de vot trebuie mai bine informați, pentru că, deși au trecut 30 de ani de parlamentarism, de fapt 29, ei încă nu cunosc ceea ce poate, în mod concret, să facă parlamentarul pentru ei. Ei și închipuie că parlamentarul își dă legi pentru sine și pentru anumite grupuri de interese, ei și închipuie că, contribuie la adoptarea unor acte normative la fel pentru a scăpa pe cineva de pedeapsă sau pentru a facilita anumite persoane sau anumite grupuri. Știți foarte bine că au fost cazuri. Și atunci, automat, intervine această neîncredere. E foarte adevărat și, iarăși repet, domnul Țuțuianu e printre singurii parlamentari căruia nu ai ce să-i reproșezi. Din punct de vedere a competenței, profesionalismului, adică nu l-am văzut niciodată târât în vreo situație în care să fie pusă la îndoială corectitudinea sau, știu eu, competența. A fost o situație, nu mai știu, la un post de televiziune, nu-i dau numele, când se legau de faptul că aveți nu știu câte terenuri și ceva de genul ăsta și le-ați explicat. A spus că printre singurii care ați intervenit în direct la telefon, bineînțeles, și ați fost foarte concret, pentru că nu făcuseră nici măcar investigații. Atenție, da. În primul rând că aveam adunate la un loc însemnau 2 hectare, erau mici parcele de teren dobândite prin moștenire, care mi băgase la parcele de teren și cei 12 metri pătrați de parcare de la un bloc, ceea ce arată un tip de jurnalism care nu are legătură să-i spunem așa. Cu interesul. Adică nu și-au făcut temele, clar. Dar vreau să mă întorc un pic la ceea ce discutam, pentru că este important.
Partidele politice mari au venit cu niște proiecte pe 200 de pagini. Și PSD programe de guvernare, știu, programe de guvernare. Spune ce vor face în următorii. Se și vă la guvernare. Noi am luat decizia să venim cu 5 măsuri pentru anul 2021, pentru că celelalte lucruri sunt normale pe care trebuie să le facă un guvern. Am venit cu o propunere de premier care a mai scos România din criză. Pe știu la cine vă referiți, da? Acum, uite, eu vă dau două exemple din programul Partidului Național Liberal. Spun că vor face peste 900 de kilometri de drumuri naționale. Dacă facem un calcul la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de zile, nu s-au făcut 900 de kilometri de drumuri naționale și autostrăzi. Da. Ceea ce e evident că nu se poate. Taie panglice acum PNL-ul. Făcute de alții. Astăzi pe niște proiecte care sunt începute unele de 5, 6, 11 ani, au durat și așa extrem de mult, fără să fie există o justificare serioasă pentru asta, dau sentimentul că mișcă lucrurile. De fapt, nu s-au mișcat absolut deloc. A doua promisiune, 1000 de euro salariu minim din România, peste 4 ani de zile. Îmi aduce foarte bine aminte de anul 2008, când pe scenă la Partidul Democrat Liberal era, dacă mă aminte, Berceanu, era Teodor Solojan, era Emil Boc și spuneau salariul mediu din România în anul 2012 va fi de 960 de euro. Nici dumneavoastră nu l-ați văzut, nici eu nu l-am văzut, nici românii nu l-au văzut. Deci eu cred că este cazul. Pe de o parte, ca partidele politice să promită mai puțin, în al doilea rând să promită ținând cont de realitatea bugetară, economică, și în al treilea rând, cred că și oamenii trebuie să se obișnuiască, să fie mai atenți la ce promit politicienii și să-i voteze pe cei care au mai multă măsură. Exact. Pentru că este nevoie de măsură în politica românească. Brătianu a spus asta, nu? A întrebat fiind de Iorga ce poate să aducă un inginer în politică, a spus măsura, domnule Iorga. Deci este nevoie de măsură toate și cred că mai este nevoie ca electoratul român să înțeleagă și care sunt atribuțiile parlamentului. Din păcate, astăzi, dacă mergi ca parlamentar într-o localitate, oamenii te întreabă de drum, de apă, de canal, exact, de, știu eu, de grădinița din sat, de școala din sat, de iluminatul public, de tot felul de lucruri care nu au legătură. Știu, și dacă zice, cel care vrea să obțină votul, vă fac tot, le fac eu pe tot, sigur, nu au nicio legătură. Parlamentul este locul în care se adoptă legi. Exact. Este primul acest exact. Este un for de dezbatere politică. Exact. 3. Parlamentul adoptă și legi care au influență asupra vieții cetățenilor. Exact. Cea mai importantă dintre toate, dar cea mai puțin percepută ca atare, este legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, așa este, anuale. Da. Aceste legi anuale sunt cele care practic ne spune cum trăim, dacă avem sau nu o pensie mai mare, un salariu minim și așa mai departe. Evident că există și o parte a activității parlamentare care înseamnă nu, întrebări, interpelări, mers la miniștri, demersuri pentru sprijinirea unor proiecte locale, dar astea sunt general lucruri care țin mai degrabă de guvern. Exact. Și este evident că un parlamentar care susține o majoritate guvernamentală are niște posibilități să mai rezolve câte exact ceva din aceste, din aceste probleme. Pe de altă parte, oamenii trebuie să descarce și nemulțumirile pe cei care sunt responsabili. Dacă e vorba de iluminat public în localitate, e treaba primarului. Dacă e vorba de școală, este treaba primarului. Dacă e vorba de drumul județean, pentru și îl întreb pe cel de la Consiliul Județean. Dacă e vorba de drumul național, îl întreb pe cei de la drumuri naționale. La toată această percepție greșită au contribuit toți politicienii. Primarilor le place să iasă pe drumul județean când se repară, să spună, uite ce am făcut eu pentru voi. Invers, când e drumul județean prost, primarul spune, nu iau noi, păi vine Consiliul Județean. Exact. Da? Descarcă de avalma pe Parlament, pe Guvern, pe toată lumea, tot ceea ce nu se întâmplă cu adevărat în așteptarea cetățenilor. Deci e nevoie de un proces de educare, dacă vreți, și a lumii politice, și dar a electoratului. Da.
Ultima chestiune pe acest subiect. Cred că este important ca viitorul Parlament să vină la muncă din prima zi, în procedură normală de lucru. Va trebui să discutăm foarte rapid. Sper să nu se mai întâmple adoptarea prin angajarea răspunderii pe legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suntem într-o situație în care guvernul Orban refuză să facă publice proiectele celor două legi, deși are obligația pe lege. Asta de ce? Pentru că ascunde, de fapt, realitatea economică și bugetară a anului viitor din dorința de a nu-și prejudicia interesul electoral din 6 decembrie. Și oamenii trebuie să fie conștienți de treaba asta. Și mai cred că în viitorul Parlament este nevoie de o dezbatere serioasă. Cred că la un moment dat vor fi și conflicte puternice în Parlamentul României, pentru că situația economică, socială și bugetară va genera un asemenea tip de atitudine. Nu cred că se va ajunge nici în această perioadă la o soluție de modificare a Constituției, pentru că știți foarte bine, este nevoie să ai două treimi din Parlament, apoi să ai un referendum care să valideze ceea ce stabilește Parlamentul. Au fost ratate două momente importante. Momentul 2012, USL-ul da, a fost acea comisie condusă de Câina Antonescu, apoi de Chelaru, de domnul Ion Chelaru. Da, comisia de... S-a adoptat, da. Mai întâi a fost Câina Antonescu. Da. S-a adoptat un proiect de modificare a Constituției, poate a fost calitate curte, exact. Parte nu, dar ar fi fost o bază bună de pornire. Al doilea moment a fost anul 2017, când PSD-ul avea o majoritate solidă cu ALDE și chiar și cu alții din Parlament și ar fi putut să facă această modificare constituțională importantă. Am ascultat venind spre dumneavoastră ce spunea unui politician după la USR, venim, modificăm Constituția. Da. Au auzit? Când au fost 6 și 7 octombrie 2018, modificarea articolului 48 din Codul Familiei. Da. A fost un eșec total. A fost un eșec. Să dar un articol. Și ce au promis, cei de la USR și PNL, de exemplu, la alegerile europarlamentare din anul 2019, nu s-a întâmplat. Suntem în 2020, a trecut un an și 6-7 luni de zile, da. Da, și nu s-a întâmplat nimic. De fapt, au promis ceva, ceea ce știau că nu se poate întâmpla. De aceea eu fac apel la oameni, întâi să vină la vot și în al doilea rând să-i voteze pe cei care promit puțin și lucruri care sunt în strânsă legătură cu ce se întâmplă acum în România. Așa. Nu poți să promiți, ca să mă duc și la PSD, că majorăm pensiile cu 40% în condițiile în care știi foarte bine că situația economică și bugetară este foarte proastă. Eu cred că trebuie mărit punctul de pensie și majorate pensiile mici. Avem 3 milioane de pensionari cu pensii sub 1.500 de lei, sunt vreo 2 milioane cu pensii sub 1.000, aceștia trebuie să fie preocuparea cea mai importantă. Și mă întorc la propunerile noastre, tocmai pentru că nu vor putea fi majorate pensiile. Noi am spus că este nevoie în anul 2021 de venitul minim de criză, o familie să aibă 4.500, dacă e mai mare, în principiu 2.000 de lei fiecare membru al familiei, cu precizarea că nu dă cineva 2.000 de lei, ci se ia un calcul. Diferență. Veniturile din salarii, din pensii, din închirieri, din alte surse legale și diferența, da, până la 2.000 de lei pe membru de familie sau acord de statul, din care jumătate bani pentru diverse nevoi, întreținere, medicamente, utilități și așa mai departe, iar jumătate în vouchere pentru alimente, ceea ce reprezintă ce? O menținere la un nivel sustenabil a nivelului de trai, dar și un mijloc de stimulare a consumului în condițiile în care consumul intern s-a contractat în această perioadă de pandemie, undeva cu 90% față de perioada anterioară. Domnul Isteu, cum s-a desfășurat până acum campania electorală la dumneavoastră în județul Hunedoara? Pentru că, iată, e ultima săptămână. Cum vi s-a părut? Păi, din păcate,
N-au fost dezbateri pe idei, n-au fost dezbateri pe anumite lucruri pe care le susține fiecare partid politic la nivel local sau la nivel național. Tot ceea ce am încercat noi ca partid, până la urmă am provocat și celelalte forțe politice din Hunedoara să intre în dezbatere pe diferite subiecte care sunt de interes local, dar care au nevoie de o susținere națională, să zicem așa, chiar parlamentară, guvernamentală, nu au prea fost de interes pentru ceilalți competitori politici, mai ales că se și bazează pe o fel de înțelegere între PNL și PSD, că discutăm de promisiuni. Cred că nu s-au inventat în vocabularul limbii române sau în obișnuința de zi cu zi acuze care să nu fi fost folosite între PNL și PSD pe tot parcursul acestor ani, și pe de o parte, și pe de altă parte fac tot felul de mici alianțe locale și până la urmă cred că undeva se gândește și o legătură între PNL și PSD și la nivel, să zic eu, după alegerile din 6 decembrie. Da. Noi am susținut, este un subiect care a fost mediatizat și la nivel național, dar este un subiect interesant pentru noi ca și județ și care implică destul de multe dezbateri, mai ales și în zona ONG-urilor. Noi susținem redeschiderea exploatării miniere de la Certej. Este o exploatare minieră de minereuri complexe și de aur, care până la urmă este necesară din punct de vedere și local, dar și din punct de vedere al gestionării lucrurilor ca strategie națională. Nu este o invenție noastră sau nu este un lucru care să zicem noi că am venit așa cu o chestiune nemaipomenită numai ca să aducem voturile populației. Noi am dat ca exemplu Grecia, unde ne dorim să mergem în vacanțe. Grecia a făcut un astfel de gest, să spunem așa, autorizarea unei exploatări, a unor exploatări de aur în nordul Greciei. Și acolo deja se întâmplă lucruri consistente din punct de vedere al dezvoltării economice și face parte din redresarea Greciei. E o componentă care constituie redresarea Greciei. Că sunt contestatari de toate felurile, vin și spun, nu ne vindem țara, nu ne facem, nu dregem. Până la urmă, eu nu cred că suntem în situația de a contesta măsuri care țin de bunăstarea noastră. Eu mă disperă când văd ONG-iști care vin poate și aici în piața universității sau în fața guvernului sau nu știu, în Deva sau oriunde într-un municipiu reședință de județ, contestă că nu se iau măsuri care să protejeze mediul, cu pancarde de plastic. Și după ce pleacă de la manifestație, le aruncă. Păi, mai putem să le dăm crezare acestor manifestări? Noi susținem și mi-am asumat public, bineînțeles, am avut o consultare și cu domnul Victor Ponta cu privire la lucrul ăsta, mai ales că s-a, în guvernul pe care îl conducea la vremea respectivă, s-a autorizat această exploatare. Eu consider că o abordare din punctul ăsta de vedere, cel puțin pentru zona noastră, ar fi o abordare care să ne dea oarecum și niște perspective de dezvoltare. Noi am rămas ca și județ, unul din județele cele mai industrializate ale țării, suntem acum aproape pe ultimele locuri din punct de vedere al activității economice și o migrație, mai ales a tinerilor, extraordinară. Deci înseamnă că asistați la o îmbătrânire a populației în județul Hunedoara? Da, și suntem oarecum, să spunem așa, într-o situație îngrijorătoare. Și trebuie să luăm, și este nevoie de până la urmă, și inițiative curajoase să facem lucruri în așa fel încât să ne redresăm.
Până la urmă, dumneavoastră a zis că noi, ca și parlamentari, reprezentăm interesul general după ce ajunge. Bun, reprezentăm interesul general prin asamblarea intereselor locale sau reprezentării locale. Pentru că trebuie să participăm la dezbatere, trebuie să susținem anumite lucruri, dar fiecare vine din mediul și în contextul în care trăiește în viața de zi cu zi. Nu cred că putem să despărțim chiar așa în momentul în care am ajuns parlamentar, deja spunem gata, uităm tot ce... Păi aveți cum să uitați că în, la sfârșitul săptămânii aveți întâlnire cu electoratul în teritoriu. Tocmai de aceea. Faceți cabinet parlamentar acolo, de unde sunteți dumneavoastră, unde ați candidat. Da, cred că și rostul acelor cabinete este de a rămâne parlamentar un agregat în viața de zi cu zi și în necesitățile populației. Exact, în zona de unde provine. Așa este. Luăm pauză și după un scurt moment de publicitate revenim cu alte aspecte deosebit de importante care să genereze un altfel de parlament după 6 decembrie. Pauză și revenim. Ia uite-o, uite la ea, grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Societatea comercială Telecerna SRL, prin balastiera Rapoltul Mare, stația de asfalt și stația de betoane, vă oferă în Hunedoara și județele limitrofe asfalt și mixturi asfaltice BA16 și BA22,4, precum și o gamă largă de betoane de la B150 la B400. Vă oferim de asemenea prin stația de sortare nisip și sorturi între 0,4 și 0,8, precum și pietriș între 8 și 16 mm sau 16,22,4 mm. Informații suplimentare la telefon 0254-264-038 sau la adresa achiziții.telecerna@yahoo.com. Vă așteptăm! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play.
O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în politică, dezbatere electorală și discutăm în continuare despre promisiunea ieșirii din criză, promisiune care aparține Partidului Pro-România. V-a prezentat în prima parte domnul Adrian Suțuianu cei 5 palieri pe care acest partid îi are în vedere în Parlamentul României, absolut realizabile aceste obiective. Însă vreau să mai adaug un lucru foarte important, în special pentru cetățenii români, care, din păcate, nu au încercat atât de mult în acești ani să înțeleagă faptul că Parlamentul și parlamentarii au anumite atribuții și competențe, Parlamentul are anumite funcții, cum foarte bine știți și a spus și domnul Tuțianu în prima parte, funcția legislativă, funcția de laborator al elaborării actelor normative, legilor în special, aparține Parlamentului României. Mai există funcția de control parlamentar, la fel, domnul Țuțuianu a scos în evidență ce și cum se manifestă această funcție. Din păcate, în ultima perioadă nu s-a folosit la maxim această posibilitate pe care parlamentarii o au de a adresa întrebări, interpelări, moțiuni simple, la moțiuni de cenzură nu mai discutăm, ultima moțiune, știți bine, a fost un eșec total,
o premieră, practic, pentru neîndeplinirea vorumului în vederea dezbaterii și votării acesteia de către Partidul Social Democrat. Însă, funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, unde, la fel, sunt discuții foarte ample care au condus la neîncrederea cetățenilor români în blaturile pe care parlamentarii le făceau pentru numirea președintelui și vicepreședinților unor instituții foarte importante ale statului. Am dat exemplu, așa cum sunt competențele parlamentare și mă refer la ASF, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, ANRE, AMCOM, Avocatul Poporului și așa mai departe, funcții foarte importante și foarte bine plătite din bani publici, însă, din păcate, în ultimii ani au făcut obiectul unui troc politic în funcție de interesele anumitor partide. Funcția de stabilire a direcțiilor principale, activităților social-economice, culturale, statale și juridice, funcția de conducere în politica externă, am vorbit puțin despre această funcție, și, în fine, funcția privind organizarea Parlamentului și funcționarea sa, aici ne referim la regulamente și la statutul deputaților și senatorilor, adică legea 96/2006. Dar, pentru că foarte puțin se discută în această campanie electorală despre cetățenii români din străinătate. Știm bine, avem 5-6 milioane de cetățeni români aflați în străinătate, 800 de mii dintre ei sunt posesori de pașapoarte CRDS, adică cetățeni români cu domiciliu în străinătate. La alegerile parlamentare de anul trecut au votat un număr de 1 milion de cetățeni români în străinătate la turul 2, au putut vota timp de 3 zile, au putut vota prin corespondență, prin urmare s-au preînregistrat, însă, din nefericire, un număr de 40.000 de cetățeni români în străinătate s-au preînregistrat pentru vot prin corespondență. Anul acesta, pentru vot prin corespondență, până pe data de 22 octombrie, a fost ultimul termen în care s-au putut preînregistra, am avut 39.500 de cetățeni români cu drept de vot din străinătate care s-au preînregistrat, aceeași teamă că datele lor personale pot fi folosite de către alte autorități ale statului în vederea colectării unor debite, unor, știu, impozite, taxe și așa mai departe pe care aceștia le-ar avea față de statul român. Realitatea este că datele lor pot fi folosite numai în scop electoral, autoritatea electorală permanentă fiind cea care gestionează această situație. Un articol în legea 208/2015 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, dar iată, poate o informare mai complexă ar fi fost necesară pentru ca cetățenii români să poată să se preînregistreze număr cât mai mare. De ce spun asta? Pentru că în data de 5 și 6 decembrie, când cetățenii români vor vota în străinătate, situația este destul de grea pentru că autoritățile din țările respective, în condițiile pandemiei, s-ar putea să nu permită exercitarea dreptului de vot în anumite, eu știu, locații pe care aceștia le-au pregătit în vederea exercitării dreptului de vot. Să sperăm că nu va fi așa, dar vorbesc în statele unde există cei mai mulți cetățeni români, respectiv în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, unde, din păcate, situația pandemică este deosebit de gravă, la fel cum este și la noi, dar vă vedea. Care este opinia domnului Țuțuianu? Ce face pro-România? Pentru că sunteți pro-Europa, sunteți pro-democrație, pro-apărare drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor români, indiferent unde s-ar afla. Și atunci vă întreb, pentru cetățenii români din străinătate, efectiv, v-ați gândit ca în cei 4 ani de mandat pe care, în mod evident, îi veți avea în Parlamentul României, că veți fi la putere, că veți fi la opoziție, asta rămâne de văzut, algoritmul politic va stabili. Ce veți face însă efectiv pentru cetățenii români din străinătate, pentru că, și cu asta închei, a existat în 2017, erați, știți foarte bine, în Partidul Social Democrat s-a înființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a existat o strategie pentru, făcută pe anul 2017-2022, dacă nu mă înșel, a venit Partidul Național Liberal, a desființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, s-a transformat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, condus de un secretar de stat
departament aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Atunci când doamna Intotero a fost ministru pentru românii de pretutindeni, discuțiile cu omologii din statele unde existau cei mai mulți români, Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, erau pe poziție de egalitate. Nu cred că acum, și noastră știți bine acest aspect, când te duci și reprezinți cetățenii români din străinătate ca secretar de stat să discuți cu miniștri sau cu alte autorități din alte state, parcă e o diferență, zic eu, de credibilitate a instituțiilor pe care le reprezint și, ca să nu mai spun, pentru cetățenii români care și așa au un număr de 4 deputați și 2 senatori care îi reprezintă. S-a discutat despre dublarea acestui număr. Am mai spus-o, însă, acele ordonanțe de urgență emise peste noapte de guvernul Orban au fost declarate neconstituționale de curte și, prin urmare, am rămas la același număr. 4 deputați și 2 senatori. Eu cred că nici domnul Orban nu și-a dorit să mărească numărul de parlamentari pentru diaspora. Știa de la început că ordonanțele date în noaptea de dinainte a moțiunii de cenzură în luna februarie, cele 25, exact, sunt toate pe lângă Constituția României din vari motive, care au și fost stabilite unele de către Curtea Constituțională, cum ar fi, de exemplu, ordonanța cu privatizarea sănătății. Acum, întorcându-ne la subiectul ridicat de dumneavoastră, este, în primul rând, dezamăgitor faptul că doar 39.500 de cetățeni români cu domiciliu în străinătate s-au preînregistrat pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență. În general, în toate statele lumii, unde există o diasporă mare, cum este cazul și al nostru, nu există procedeul cu secții de vot și lucruri de genul ăsta, există votul prin corespondență cu preînregistrare cu 3 luni, 6 luni înainte. Da. Și avem exemplu Franței, avem, dacă vreți, exemplu Portugaliei, avem exemplu, știu eu, Marii Britanii, care și acordă dreptul de vot cetățenilor cu domiciliu în străinătate. A doua chestiune, față de alegerile europarlamentare, trebuie să constatăm, pe de o parte, că avem 2 zile în loc de 3. Aici e o discriminare pozitivă în favoarea cetățenilor români cu domiciliu în străinătate față de cei din țară, care n-au 2 zile pentru exercițiu dreptului de vot. Avem, pe de altă parte, un număr mult mai mic de secții de votare decât la alegerile europarlamentare sau la alegerile prezidențiale. Am avut 845 la cele prezidențiale. Da? Da. Atunci, interesul PNL al domnului Iohannis a fost să fie cât mai multe secții, cât mai aproape de cei care sunt în diasporă. Astăzi interesul se pare că nu mai este atât de mare, în condițiile în care se pare că un număr important de voturi ar putea să fie luat de cei de la USR Plus. M-am uitat puțin la câte secții de vot avem, undeva cu 30% mai puține decât în 2019. Exercițiile electorale, da, anterioare. Europarlamentare și acum, prezidențiale. Noi avem, da, candidați buni, i-ați avut aici în, da, emisiune și la Camera Deputaților și la Senat. La Camera Deputaților domnul Ștefan Stănășel. Stănășel este, da, un om cunoscut foarte în diasporă, cu inițiative foarte importante. Cunoaște foarte bine problemele cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în străinătate. La Senat, Șaramet Viaceslav este, da, la fel, a fost secretar de stat de la origine, Ministerul pentru Român de Pretutindeni din Republica Moldova. Republica Moldova. Da, foarte bun. A fost secretar de stat la Ministerul pentru Român de Pretutindeni. Cunoaște, da, și el foarte bine problemele din diaspora, deci am venit, așa cum ne place să spunem, cu profesioniști, exact, în aceste domenii. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat pentru concetățenii noștri din străinătate. Sunt și diferite. Într-un fel, de exemplu, trebuie să vedem problema celor care au migrat din rațiuni economice. Corect. Nu, și regăsim acum în Spania, în Germania, în Italia, în Franța, în Marea așa Britanie este, și așa mai departe. Așa este. Și, într-un alt fel, trebuie să vedem problema, de exemplu, cetățenilor din Republica Moldova, care sunt preocupați, zonele istorice, da, de integrarea europeană,
de corect venirea Republicii Moldova în Marea Familie. Apropo, după aceea să răspundeți la o întrebare. Cum vedeți dumneavoastră o eventuală unire a României cu Republica Moldova? Vă vedeți, spun ce cred eu. O vedeți realizabilă sau e un vis îndepărtat? Cu mult curaj se poate. Deci sunt diferite preocupările. De asemenea, comunitățile de români, de vlahi, de exemplu, din Serbia, comunitățile românești de pe granița cu Ungaria sau din Ucraina, de la Cernăuți, au o altă problematică. Aici trebuie să discutăm foarte serios despre taxe consulare, de exemplu, despre servicii consulare și serviciile ambasadelor oferite acestor cetățeni, despre asigurarea protecției celor care merg la muncă. Avem foarte multe cazuri de oameni care au fost abuzați, ale căror drepturi au fost încălcate, oameni care au fost lipsiți și de libertate și de resursele financiare necesare, cazurile din Italia care au făcut obiectul dezbaterii în presă. Și încercuți, vă întrerup o singură secundă. Anul trecut și acum 2 ani, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat campania de informare, Informare Acasă, Siguranță în Lume, unde erau și reprezentanți de la ITM și de la Agenția Împotriva Traficului de Persoane. Exact ce spuneați dumneavoastră, parcă ați prevăzut. Foarte mult. Da. Foarte mult de lucru. Din păcate, statul român n-a reușit să-și apere proprii cetățeni împotriva unor abuzuri ale celor care au exploatat această migrație generată de rațiuni de natură economică. Așa economic. Este. Așa este. După aceea, este foarte important să asigurăm păstrarea tradițiilor, păstrarea limbii, identității, culturii, așa este. Condiții pentru păstrarea identității naționale, pentru cunoașterea de către copiii celor care sunt acolo a limbii române, a culturii românești, religii, așa este. Și așa mai departe. Da. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut. Noi avem oameni care știu ce trebuie făcut și sperăm să avem... Ați dat deja exemplu cu cei doi. Da, să avem un reprezentant pentru diaspora care într-adevăr să fie lângă comunitățile românești. M-ați întrebat de unire. Exact. Eu sunt unul dintre cei care cred că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Românii de pe ambele maluri ale Prutului trebuie să se reunească într-o zi. Depinde de inteligența oamenilor politici și depinde de găsirea momentului oportun. Mâine este Ziua Națională, da? Și putem să facem o analiză și din această perspectivă. În momentul când România a intrat în primul război mondial, prioritatea a fost unirea transilvanenilor cu țara mamă și mai puțin s-au gândit atunci liderii politici în 1914-16, da, ca să luăm toată perioada, la alipirea Basarabiei. Așa este. Da, era undeva în plan secund. Numai că împrejurările, da, destrămarea Imperiului Austro-Ungar, apoi destrămarea Imperiului Țarist, Revoluția Socialistă din octombrie, au creat posibilitatea, da, și oamenii politici ai vremii au avut inteligența să găsească o soluție și să reunească românii și din Basarabia la Patria Mumă și din Bucovina. Nu? Acum 2 zile a fost aniversarea, nu? A 102 ani de la unirea Bucovinei cu țara mamă. De aceea eu cred că este important să sprijinim Republica Moldova. Este important să facem nu lucruri doar la nivel guvernamental, cât am fost președinte de Consiliul Județean, în baza unei modificări a codului fiscal și a legii administrației publice locale, a legii finanțelor publice locale, modificare făcută de guvernul Victor Ponta, s-a dat posibilitatea unităților administrativ-teritoriale din România, comune, orașe, municipii, județe, să vină și să sprijine anumite obiective de investiții din Republica Moldova. Așa s-a ajuns ca Consiliul Județean Dâmbovița să realizeze în raionul Ialoveni să construiască o grădiniță pentru 400 de copii din Republica Moldova. În aceleași condiții am finanțat reabilitarea unui liceu în orașul Ștefan Vodă.
În aceleași condiții s-a finalizat recent reabilitarea unei școli construită de statul român în 1929 la Săiți. Este locul unde s-a născut Alex Mateevici, autorul poeziei în limba noastră, cea da. Română. Deci, cred că și administrația locală trebuie să facă niște lucruri, guvernul trebuie să facă altele și Victor Ponta, cât a condus guvernul României, a făcut lucruri importante pentru Republica Moldova. Atunci s-a ajuns cu smurdul peste Prut, atunci s-au finanțat peste, cred că 500-600 de școli și grădinițe și creșe din bugetul național. Au fost reabilitate Republica Moldova. Undeva, când era Bogdan atunci, Stanoevici, se lăuda el, Bogdan Stanoevici era ministru delegat pentru Unde. Atunci s-au dus microbuzet pentru școlile din Republica Moldova. Am fost cu Victor Ponta acolo, au fost toți, recunoșteau aportul adus de guvernul Ponta la ceea ce a însemnat dezvoltarea Moldovei. Am fost și la, de exemplu, la Muzeul de Artă din Chișinău, reabilitat în timpul guvernării Ponta pe bani din România. Lucrurile astea cred că contribuie la o apropiere a noastră. Este nevoie să sprijinim, cum se spune în termeni mai diplomatici, așa, parcursul european, dar eu cred că pe măsură ce Moldova se va apropia de Europa și curentul care astăzi nu este dacă facem suficient de solid, curentul unionist va fi mai important. Exact. Dar dacă ne uităm puțin în urmă, el a crescut constant, astăzi undeva la 30% dintre cetățenii Republicii Moldova își dozesc unirea cu România, iar eu cred că lucrul ăsta, pe măsură ce Moldova se va apropia de Uniunea Europeană, va fi deveni în creștere, pentru că oamenii caută soluții, o viață mai bună, iar eu cred că România, ca stat, își poate permite să susțină un proces dificil de alipire a Republicii Moldova. Este și în avantajul României, o țară care devine mai mare, nu ca, și ca teritoriu, dar, și ca teritoriu, populație. Și ca populație, există o comuniune de limbă, de credință, sigur, religioasă, ortodoxă, de obiceiuri, de tipuri de comportament. De asemenea, dacă facem un pic analiza Chișinăului, este al doilea oraș românesc ca mărime din lume, după București, și afacerile românești se pot extinde foarte rapid, nu? De la București până la Chișinău sunt 300 de kilometri. Ceva mai puțin decât, de exemplu, de la București până la Satul Mare sau Oradea. Dar asta depinde de curajul oamenilor politici, de viziunea pe care o avem, depinde de politicienii de aici, dar depinde și de politicienii de din Republica Moldova. Sunt echilibre dificile și acolo. Maia Sandu a câștigat acum alegerile, dar asta nu înseamnă că a și rezolvat problemele importante, pentru că se confruntă, pe de o parte, cu un parlament care are o altă majoritate, iar pe de altă parte, rolul președintelui în Republica Moldova este mult mai restrâns decât rolul președintelui în România. Nu suntem în cazul unei republici prezidențiale, este o republică parlamentară unde președintele are mai multe atribuții de reprezentare, protocol, și nu atribuții de influența într-un mod decisiv politica locală. Mai trebuie să avem în vedere și faptul că Moldova se confruntă cu dificultăți economice majore după celebrul furt al miliardului. Se confruntă cu un fenomen extins de corupție și are și o situație, o componentă etnică generatoare de probleme interne majore. Avem așa numita Republică Găgăuză, avem Transnistria care are practic statut de stat nerecunoscut, dar asta e altă chestiune. Avem tendințe de federalizare și propuneri, planul COSAC, care vin din pe filiera moscovită. Influența rusă este încă puternică în anumite zone din
cel puțin cât a fost Dodon. Moldova. Iar dacă ne uităm așa la o așezare pe hartă, zona de nord este ceva mai rusofilă, zona de centru spre sud, cu excepția Găgăuziei, ceva mai pro-românească. Lucrurile sunt complicate. Ceea ce mă bucură pe mine, v-am spus, este creșterea forței curentului unionist. Cunosc foarte bine Republica Moldova, merg cu plăcere acolo și sper să trăiesc ziua în care ne vom regăsi împreună. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Emil Risteg, aș vrea să vă întreb, în Hunedoara, cu ce probleme se confruntă în general oamenii de acolo? Ce anume v-au trasat ei ca obiective în contextul în care veți fi ales în Parlamentul României? Ce ați putea promite că faceți pentru ei în cadrul exercitării mandatului de deputat în Parlamentul României? Și de ce considerați dumneavoastră că un mandat în Parlamentul României de deputat v-ar putea determina să le rezolvați în mod eficient problemele cu care se confruntă? Pentru că, așa cum am spus, în fiecare săptămână, dumneavoastră trebuie să mergeți acolo, la cabinetul parlamentar, să aveți întâlniri cu electoratul, să le ascultați problemele cu care se confruntă, care evident sunt de competența dumneavoastră în cadrul exercitării mandatului, să le puteți propune eventual guvernului, va fi destul de greu dacă nu aveți majoritatea parlamentară sau nu faceți parte dintr-o coaliție, dar să sperăm că lucrurile vor sta altfel. Care e opinia dumneavoastră? Întrebări cam multe, dar cred că avem tot timpul să le dezvoltați. Este important pentru orice om politic, pentru orice, pe orice nivel ajunge, să susțină în principal problemele de bază, de substanță ale societății. Acum, după cum ați observat și se știe, atât eu personal, cât și colegii mei, candidați și parlamentari, susținem ceea, pe termen scurt, ideea, acea idee care ne preocupă pe toți, și ca și părinți, și ca, să spunem, responsabili în societate, de a susține redeschiderea școlilor. Asta este un lucru care, chiar și dacă nu ar fi susținut pe linie politică de pro-România, eu în mod personal l-aș fi susținut. E unul din cele cinci obiective, cinci piloni. Este un lucru important pe care trebuie să ne zbatem cu toții, să meargă copiii la școală. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă până la urmă. Vreți să vă spun și de ce? În ce scuze că vă întrerup, pentru că în momentul de față, educația nu o să fie o prioritate națională. Domnul Tuțuianu cunoaște foarte bine că legea 1 din 2011, legea educației naționale, a fost modificată de cel puțin 100 de ori. De fiecare dată când se schimba guvernarea, ministrul educației, ministrul învățământului sau ministrul educației și cercetării, cum se numește acum, încerca să ciuntească, să modifice, să facă legea aia încât să rămână ceva în urma lui, deși nu era ceva elaborat și care să fie în folosul și pe înțelesul sistemului de învățământ din România. Din păcate însă, și cu asta închei și vă dau cuvântul, nivelul de educație, nivelul de cultură al cetățenilor români este în cădere liberă. Dacă facem o comparație, și exact ce spunea și domnul Tuțuianu, care a trăit două mandate de parlamentar deocamdată, faptul că actualul parlament e sub cel din 2008-2012, dacă nu mă șer când a spus dumneavoastră, sub cel din 2004, bineînțeles, de ce mai calitatea oamenilor, calitatea lor intelectuală, a nivelului de cultură, spiritul oratoric, conștiința, patriotismul au decăzut și nu mai sunt elemente forte care să facă să ne amintim de acele dezbateri parlamentare în 96-2000 și așa mai departe, când România intra în NATO și Uniunea Europeană. Ce dezbateri și ce parlamentari aveam atunci? Păi știți de ce? De ce, vă rog? Pentru că nu cred că intervenția în zona de educație aduce rezultate politice, aduce voturi de la un mandat la altul. O intervenție în educație aduce rezultate în 10, 15, 20 de ani. Și s-a implementat din ce în ce mai mult în zona politică și pe mine asta
mă enervează la maxim, facem lucruri pentru voturi, facem o intervenție, alocăm bani, dezvoltăm niște acțiuni, populism, în așa fel încât să avem voturi la următoarele alegeri, exact, căs locale, căs parlamentare sau așa mai departe. Ăsta este un lucru pe care, zic eu, este chiar nociv în ceea ce privește viitorul nostru ca și țară. Dacă preocuparea... S-a încercat la un moment dat să povestea de un pact pe educație. Într-adevăr, ar trebui sau trebuia să existe dintotdeauna în zona educației să existe un pact, să nu fie, să nu intre în zona dezbaterilor politice. Acțiunile strict de educație. Din păcate, lucrurile astea nu se întâmplă. Vedeți dumneavoastră, din ce în ce mai mulți oameni slab pregătiți sau total nepregătiți profesional ajung să acceadă în funcții de decizie. Și mai mult, ajung că așa îi pune clasa politică. Adică asistăm la un analfabetism instituțional nemai întâlnit. Păi oameni cum? Total nepregătiți ocupă funcții secretari de stat și așa mai departe, care n-au nimic în comun cu funcția pe care o ocupă. Funcții simplu pe baza încrederii pe care anumiți oameni politici o au în acele persoane sau pe baza modalității de a putea fi manipulat. Cred eu. Poate domnul Suțuianu cunoaște mai bine, a fost ministru și știe ce oameni a avut în subordine în perioada aia. Eu am fost dat afară pentru că am criticat prestația unor miniștri. Vedeți? Erau departe de... Da. Da. Doar vă aduceți aminte. Bineînțeles. Celebrul caz Andrușcă, da, de la, da, ministrul. Da, da, bineînțeles. Și nu numai. Cum s-a, sigur, cum s-a ajuns? Și apoi ministrul educației cu Panglica, știți foarte bine câte n-au mai fost. Da, mă rog, asta e. Ține de nivel de cultură. Nu ar fi la fel și astăzi. De, nu. Cum? Este chiar s-a schimbat ceva? Se continuă. Ceasul și așa mai departe. Sunt alte exemple care le știm noi. Sunt multe altele care stau acolo. Da. Cum să ajungi, da, să premiezi olimpicii la Olimpiada Națională de Matematică persoane care sunt în zona de decizie politică, care nu sunt, și vorbesc cu toată responsabilitatea, nu sunt mai mult de nivel de liceu și nu știu matematică mai mult de puțin peste tabla mulțirii. Păi atunci despre ce vorbim? Cum putem să, să încurajăm pe acele vârfuri ale educației să facă pași în continuare? Eu, în aproape toți 20 de ani de administrație, m-a preocupat foarte mult acest subiect. Și în general, pe lângă ceea ce se întâmplă în unitățile de învățământ, pe ceea ce se întâmplă în educația din familie, mai este necesar și trebuie reglementat legislativ să fie o intervenție în zona educației suplimentare, complementare cea dezvoltată prin diferite entități care sunt la dispoziția autorităților locale. Cluburile copiilor, clubul sportiv, activitățile de after school. Mai ales într-o zonă din asta în care părinții sunt agitați cu serviciul lor, cu preocupările de zi cu zi, noi ca și societate trebuie să venim în sprijinul lor, să-i sprijinim în formarea personalității copiilor, în a-i îndrepta înspre a se afirma în zona potrivită lor ca și indivizi. Noi ne-am obișnuit să spunem așa, mergem după aceleași tematici date de inspectoratul școlar, care nu pot să zic că sunt rele, dar nu ieșim din acel șablon, mergi de la 8 la 12 la școală până în clasa 4 și de acolo a uitat toată lumea de tine, dacă mai au bunicii ceva să te ajute bine, dacă nu stai până când ajunge părintele la ora 5-6 obosit. Aici eu consider că este necesar să se intervină, să se reglementeze și eu am venit cu o idee și o să o dezbat până la urmă și în mediul politic, dacă o să accept la o zonă de dezbatere consistentă, de a, așa cum inspectoratele școlare vin cu urmărirea activității din unitățile de învățământ, direcțiile de tineret și sport, că sunt niște direcții într-unele județe și chiar cu oameni valoroși, să dirigeze activitatea asta extrașcolară. Pentru mine ăsta este un obiectiv care până la urmă provine nu numai din percepția mea ca și primar, ca reprezentator al comunității, eu am făcut cu ajutorul unor persoane, cum să zic, competente, am făcut și un studiu de intervenție în zona asta de educație complementară. Ăsta este un subiect pe care mă preocupă și aș vrea să-l susțin
indiferent de pe ce poziție politică voi avea în continuare. Pornind și de la faptul că consistența noastră, consistența nației, ține de nivelul de educație. Deci dacă vă vedeți în Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților? Sau? Nu știți. Nu, nu, asta este... Sau Comisia la pentru Administrație nu Publică? Nu trebuie neapărat să fii într-o comisie să susții niște idei. Da, 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 colegi nu, care participă în acele comisii, vii cu idei suplimentare. Dacă ești o persoană participativă la idei și la construcție, poți să fii până la urmă și de pe stradă. Și dacă nu ești parlamentar, te duci și te întâlnești cu oameni ca și domnul Țuțuianu, care deschid urechea la ce spui și vii și spui, domnul coleg de partid, dumneavoastră ești parlamentar, uite ce idee am. Și din fericire, noi în Pro-România avem oameni, câțiva oameni deschiși la minte, care să aud ce se întâmplă în teritoriu, aud necesitățile populației și pentru asta cred că vom beneficia și de o încredere mai mult decât o dau sondajele de opinie. Eu așa simt că lucrurile nu cred că mai votează oamenii așa numai de pe trandafir, săgeți sau știu eu ce mere, pere și... Din păcate, la locale cam așa a fost. Păi da, acum... Tot partidele au fost reprezentative. Au fost într-o anumită formă. Bine, s-a și dus o campanie masivă împotriva PSD la nivelul președinției, la nivelul guvernului Orban. Orice, nu scăpau nicio ocazie să atace PSD-ul. Ca și ar trebui ras de pe fața pământului. Una ceea ce nu e corect. Una peste alta, exceptând câteva localități mari unde s-a mers pe votul politic, până la urmă, după o perioadă consistentă de câțiva ani de investiții majore în unitățile administrative, cam toți primarii au avut, cine și-a făcut o minimă campanie electorală și au dus voturile în direcția asta. Eu nu cred că lucrurile vor fi chiar așa cum percep anumite minți politice, că se vor duce oamenii numai așa că zice că e PSD sau că e PNL. Eu simt că se vor uita oamenii un pic și la cine îi reprezintă, și la PSD, și la PNL, și la Pro-România, și la USR, și la toate partidele care mai mari sau mai mici pe piața politică. Și până la urmă noi beneficiem oarecare și de o credere în creștere. Gândiți-vă, un partid de 2 ani de zile să acceadă în Parlamentul European, să aibă deja primari, consilieri locali, consilieri județeni, aproape în toată țara. Cred că acum avem cam în toate județele consilieri județeni. Noi deja beneficiem de încrederea care până la urmă ne este mai greu până și dovedim. Că noi acum au beneficiat de încredere că ne-au ales pe anumite funcții sau ales pe anumite funcții și în momentul în care vom și dovedi că ceea ce spunem acum, 5 măsuri, nu 1000 de măsuri pe 200 de pagini, 5 măsuri, noi dacă asta le susținem, însă în beneficiu tuturor, vom avea și în 2024 vom fi un partid care, cred că va juca foarte serios pe zona de stânga a politicii, stânga, centru, așa cum ne orientăm în continuare. Da. Pentru domnul ministru Țuțuianu. După alegerile din 6 decembrie, a spus și la începutul emisiunii, o spun și eu acum, președintele României, în termen de cel mult 20 de zile, va trebui să convoace Parlamentul și apoi acesta va trebui să desemneze, potrivit Constituției, articolul 103, un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, probabil că nu o să se întâmple asta, sau a partidelor care au majoritate parlamentară. Candidatul pentru funcția de prim-ministru, în termen de 10 zile de la desemnare, va trebui să ceară Parlamentului, obligatoriu, votul de încredere asupra listei guvernului și programului de guvernare. Parlamentul știți că acordă încredere cu votul majorității deputaților și senatorilor. Vă întreb din punct de vedere al partidului Pro-Românie. Vă va fi foarte greu, totuși, pentru că devenind partid parlamentar și de această dată, va trebui să știți foarte bine cu cine veți face acea alianță. Ori veți face parte din putere, exceptând, evident, Partidul Național Liberal, cred eu, dar vă întreb, veți face o alianță cu PSD, cu Partidul Mișcarea Populară sau cu USR? Și în al doilea rând v-aș întreba care este poziția
partidului, sau acesta va fi diferențiat în funcție de cum evoluează situația politică a momentului, cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. A treia întrebare, ca să nu vi le... Cum vedeți politica externă a României din punct de vedere a Partidului Pro-România? Pentru că în ultimii ani, știți foarte bine, ea lipsește cu desăvârșire din modalitatea de exprimare a poporului român, sau pur și simplu negociem, discutăm de pe poziții de, cum să spun, totală neechitate cu marile puteri. AXA, mergeți pe AXA Pro-Europa, adică AXA Uniunea Europeană, merge și pe întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, fiind ministrul Apărării Naționale, că nu pot să ignor un astfel de parteneriat, fiindcă Statele Unite sunt cel mai important aliat al României din punctul de vedere al NATO. Și apoi mai este o problemă legată de aspectele ce țin, zic eu, de modul de manifestare a noastră pe plan extern. În Parlamentul European, pentru că aveți membrii Parlamentului European, trebuie să avem o altă poziție, ăsta e punctul meu de vedere. Dar cel mai bine să ne raportăm la legile parlamentare și la ceea ce puteți face dumneavoastră în Parlamentul României pentru cetățeni și pentru statul român. Da. În primul rând, eu cred că putem să speculăm acum pe ce se poate întâmpla după data de 6. Eu cred că o să obțineți mai mult de 9%, pentru că eu sunteți un partid, știu eu, de echilibru. Eu cred că oamenii integri, nu văd ce... Dacă luăm un vot direct de 8-9%, ne putem duce la 10-11% de distribuiri și înseamnă un grup parlamentar important. Dar eu cred că toată această politică de alianță, în general, din partea tuturor partidelor, este lăsată așa decisă, pentru că toată lumea e conștientă că poți să faci socotel după ce vezi ce iese din urna. Acum, eu și o să spui, nu fac alianță niciodată cu PSD-ul. O spui acum, din populism. Nu mă refer la Pro-România. Nu, dumneavoastră, mult spun. Domnule, nu o să fac niciodată, domnule. Când ai spus două lucruri foarte precise. Că avem un candidat la funcția de prim-ministru, corect, se numește Victor Ponta. Și al doilea, că vom sprijini un guvern care preia cele 5 măsuri pentru anul 2021 pe care noi le propunem. Mai departe, rămâne de văzut dacă și cum se va constitui o majoritate, dacă acea majoritate are ceva legătură cu ceea ce își propune Pro-România pentru electoratul pe care îl reprezintă. Nu ăsta e scopul sigur, orice partid are scop să ajungă la putere și puterea să o folosească în interesul oamenilor. Asta ar trebui să fie scopul unui partid. Ne putem asuma și poziția de partid politic de opoziție, pentru că dacă ne uităm din martie până astăzi, singurul partid politic de opoziție din România este Pro-România. De-i și atacurile permanente împotriva Pro-România, pentru că între cele două partide politice mari, PNL și PSD, a fost umblat. Vorbeați ceva mai devreme de primari. Păi sigur că majoritatea primarilor au rămas pe loc în condițiile în care cei mai mulți au beneficiat de acel program de dezvoltare locală și au decontat electoral în folos propriu chestiunea aceasta, dar a existat și un blat pentru menținerea alegerii primarilor dintr-un singur tur de scrutin. Exact. A existat și un blat pentru alegerea președinților de consilii județene pe vot uninominal. Exact. Deși până mai ieri toate partidele politice spuneau că modalitatea asta de alegere a generat baronii locali și că trebuie să existe vot pe listă care să oblige partidele la negocieri. Exact. Deci va fi o situație pe care o vom analiza, vom decide cum este mai bine pentru țară, în primul rând, și în al doilea rând, sigur, cum este bine pentru Pro-România și electoratul pe care îl reprezintă acest partid. Politica externă este o atribuție care implică și Parlamentul. Evident. Evident că principalii sunt guvernul, nu care Ministerul de Externe. Există președintele cu atribuții în politica externă, dar există și o componentă de atribuții la Parlament, de la partea de legiferare până la diplomația parlamentară. Exact.
Unii sigur că s-au plimbat pe banii Parlamentului degeaba, dar dincolo de această plimbare există oameni în Parlamentul României care s-au preocupat serios de ceea ce înseamnă diplomație parlamentară, de întărirea legăturilor cu parlamente din state membre ale UE sau din afara UE, de promovarea intereselor României, de un lobby susținut pentru accederea României în anumite structuri internaționale. Nu s-a putut intra în NATO fără să fi fost și Parlamentul implicat. Bineînțeles. Nu s-a putut intra în UE fără să existe componenta de diplomație parlamentară. Bineînțeles, bineînțeles. Euroobservator și așa mai departe. Clar. Ca urmare, eu cred că Parlamentul trebuie să fie mai insistent și pe această direcție. Este nevoie să susținem și pro-România susține orientarea pro-europeană. Locul nostru este în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un club unde sunt și reguli. Nu toate ne convin câteodată, dar pui în balanță totdeauna ce avantaje ai și ce dezavantaje. Trebuie să fim partea NATO. Sigur. Da? Parteneriatul cu Statele Unite este extrem de important pentru că cea mai mare contribuție la ceea ce înseamnă NATO ca instituție de securitate este contribuția Statelor Unite, contribuție americană. Parteneriatul acesta trebuie dezvoltat, dar trebuie însoțit, după părerea mea, și de componenta economică. Pentru că, dincolo de componenta militară, de programele de înzestrare ale armatei... Exact. Cum vedeți acum armata din punct de vedere a înzestrării? Sunt anumite programe în derulare care sunt utile, cunosc, pentru că în anul 2017 am fost ministru care a prezentat programul pentru 10 ani de zile cu proiecte prioritare pe anumite domenii. S-a început pe zona aceasta, s-au început achiziții care sunt importante pentru armata română. E și aici o discuție de făcut, dacă 2% acestea trebuie să meargă numai pentru înzestrare sau am putea să facem și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, spitalele militare puse la punct. Mai cred că este discuția cea mai importantă, este în ce măsură industria națională de apărare este parte a efortului de înzestrare a armatei României. Din păcate, s-au semnat multe contracte de achiziții de tehnică și tehnologie militară, fără ca industria națională să beneficieze de un suport sau să fie parte a proiectelor pe care le derulăm pentru înzestrarea armatei. Cred că suntem undeva la ultima șansă de a mai salva ce se poate din industria națională de apărare și la Hunedoara și la Dâmbovița sunt anumite... Și la Alba? Da, și Alba, care e aproape. Sunt anumite componente ale industriei naționale de apărare care au nevoie de investiții, care au nevoie de parteneri. În același timp, există și un interes european de apărare comună, dar el nu poate fi decât subsidiar. Cine își închipuie că Europa se poate apăra singură și înlocui NATO, greșește fundamental. Și ultima întrebare de un minut. Vă gândiți și la modificarea legilor electorale? Eu cred că trebuie să fie o prioritate. Sunt câteva domenii mari unde trebuie intervenit. Este nevoie de modificarea legislației electorale. Noi nu avem în România un cod electoral. Așa este. Sunt reguli diferite la legile locale, la parlamentare. Exact. Nu trebuie să facem un cod electoral. Toată lumea a declarat-o, dar nimeni n-a făcut-o. Așa este. Este nevoie, de exemplu, să modificăm legislația privind securitatea națională. De la legea de organizare și funcționare a Serviciului Român de Informații, STSA, SIE, până la acte normative care țin de combaterea terorismului, combaterea spălării banului. Apoi, este nevoie să venim și să clarificăm aspectele care țin de reorganizarea administrativ-teritorială a României. Și noi avem o poziție foarte clară la Pro-România. Nu putem continua cu 40 de județe, noi spunem 15, și cu 3300 de unități administrativ-teritoriale. Am găsit, de exemplu, prin Arad, o comună în care sunt 100 de locuitori, din care unui primar, unui viceprimar, 9 sunt consilierii
locali și 20 sunt angajații primăriei. Restul probabil că sunt pensionari. Lucrul ăsta este inacceptabil. Și în Dâmbovița și în Vânătoarea sunt localități cu 1.200-1.300 de locuitori, care înseamnă și un consum extraordinar de resurse. Noi spunem că 1.500 de unități administrativ-teritoriale sunt suficiente. Și avem două exemple de bune practici. Unul e exemplu polonez. Polonia, cu 40 ceva de milioane de locuitori, are 16 voievodate, adică 16 județe. Da. Și, uite, vă dau un exemplu dintr-o țară mai mică și pe care ne uităm așa de sus la ei, Albania. Știți câte unități administrativ-teritoriale are? 69. Deci au făcut o reformă administrativă serioasă. 69 include inclusiv capitala, Tirana, și Albania, din perspectiva asta, este înaintea noastră. După cum, de exemplu, Republica Moldova este înaintea noastră pe cadastru proprietății. Am înțeles. Deci sunt state care ne uităm de sus așa, dar în anumite zone a luat-o înaintea noastră. Și în învățământul online, Moldova e înaintea noastră. Ca să vă adresați electoratului din Hunedoara, de ce să vă voteze pe dumneavoastră la alegerile din 6 decembrie? Ce transmiteți electoratului? Eu nu spun să mă voteze pe mine sau pe colegii mei, eu doar atâta spun. Să se uite pe reprezentanții partidelor din județul Hunedoara, să-i analizeze fiecare pe ce este, ce a fost și ce este în stare să facă și este suficient. Cred că am putea obține un vot considerabil în județul Hunedoara. Noi, ca și Partid Pro România, avem până la urmă primii 5 candidați pe Senat și Camera Deputaților sunt oameni care au forță, oameni care și-au demonstrat profesionalismul în domeniul în care au activat până acum. Eu vă doresc succes. Domnul Tuțuianu, final, un mesaj adresat electoratului din Dâmbovița. De ce să voteze Adrian Tuțuianu în data de 6 decembrie? Eu aș vrea să mă adresez, sigur, în primul rând celor din Dâmbovița, dar tuturor celor care urmăresc, indiferent că sunt la, nu știu, la Craiova, la Hunedoara sau la București, această emisiune, îi rog pe toți să vină la vot. Este un drept câștigat cu sânge în 1989. Este în același timp și o datorire cetățenească serioasă, un act de responsabilitate civică. Sigur, urmărind protejarea propriei sănătăți, respectând anumite reguli care sunt necesare în această perioadă. O prezență mare la vot dă legitimitate viitorului Parlament. În al doilea rând, eu îi invit să voteze Pro-România, pentru că Pro-România are oameni serioși, Pro-România s-a construit nu vine ca cu partid promisiuni politic de opoziție, venim cu o notă de echilibru în viața politică românească, cu oameni profesioniști, cu un proiect care este simplu și ușor de înțeles de toată lumea și venim cu un prim-ministru care a mai scos România din criză în anul 2012, vorbim aici de Victor Ponta. De asemenea, venim cu oameni bine pregătiți care vor putea să facă față nevoilor reașezării vieții parlamentare pe o direcție bună. Dacă ar fi să dați un pronostic, cât la sută credeți că veți lua la alegerile parlamentare? Eu cred că Pro-România va face un scor de 10%. Vă doresc plus minus 1%, că așa e. Nu pot decât să vă doresc succes. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Să sperăm că în data de 6 decembrie se vor prezenta cât mai mulți cetățeni români cu drept de vot la secțiile de votare, atât în țară cât și în străinătate, și să avem parte de un alt fel de parlament, un parlament care să fie de echilibru, un parlament în care să fie oameni competenți și în care să aibă loc adevărate dezbateri în și pentru interesul cetățenilor și a statului român. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezența în emisiune, domnului Visteiu, domnului Adrian Tuțuianu. Mulțumim telespectatorilor, o seară frumoasă, toate cele bune!